Bună ziua tuturor! În acest video vreau să vă arăt cum se face un astfel de papucel de cameră pentru maturi. Talpa e tricotată un rând pe față, un rând pe dos. Aici doar pe față, circular. Partea de sus este un uzor spicușor și s-a finisat tot tricotaj circular cu o bată dublă pentru a se menține mai bine pe picior. Mărimile papucelului sunt talpa, aproximativ 22-23 de centimetri. Dacă o mai întindem un pic, poate avea și 24. Lățimea tălpii 9 cm. Se mai lărgește, desigur. Această înălțime este de aproximativ 2,5 cm, 3. Înălțimea asta de la călcâiaș va fi de 5 cm. Acest papucel este tricotat dintr-un singur fir de ață întregime. Avem nevoie de ață și desigur 5 andrele de tricotat ciorapi. Eu voi tricota din două fire de ață odată. Pentru a fi papucelul mai călduț, montăm pe andrică 7 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toată talpa vom tricota și pe partea din față și pe partea din spate, doar ochiuri pe față. Începem a tricota. Primul ochi nu se tricotează și restul pe față. Astfel tricotăm două rânduri. Primul nu se tricotează, 6 pe față. Al treilea rând adăugăm un ochi la începutul rândului și la sfârșitul rândului încă un ochi. Deci primul nu tricotăm, adăugăm un ochi, 5 pe față. Adăugăm un ochi. Ultimul pe față. Al patrulea rând, de asemenea, adăugăm încă două ochiuri. Primul ochi nu tricotăm, adăugăm un ochi. Ochiul adăugat pe partea verso îl tricotăm încrucișat pe față. Adăugăm un ochi, ultimul pe față, al cincilea rând, primul nu tricotăm, adăugăm un ochi, 9 pe față, adăugăm un ochi, ultimul pe față. Acum avem 13 ochiuri. Acum vom tricota lungimea dorită a tălpii fără aproximativ 2,5 cm, 3. În cazul meu voi tricota încă 50 de rânduri. Primul ochi nu se tricotează și 12
restul toate de pendrică pe față. După ce am tricotat lungimea dorită a tălpii, fără 2,5 cm, 3 cm, vom începe a scădea pentru a face un asemenea rotunjire ca și aici. Primul rând din scădere, un ochi nu tricotăm, scădem un ochi, pe față desigur, 7 pe față, 2, 3, 4. Iarăși scădem un ochi și ultimul pe față. Se primește un astfel de spicșor frumos. Acum, alt rând cu scădere. Primul ochi nu tricotăm. Scădem pe față. Cinci pe față. Iarăși scădem în ochi. Și ultimul pe față. Mai facem un rând cu scădere pentru a ajunge iarăși la 7 ochiuri. Primul ochi nu tricotăm. O scădere. 3 pe față. 1 scădere. Și ultimul pe față. Acum tricotăm aceste două rânduri pe față. 7 ochiuri. Primul ochi nu tricotăm. 6 pe față. Mai tricotăm un rând. Acum vom închide aceste 7 ochiuri pe față sau pe dos, indiferent. Facem pe dos. Ne-a rămas un singur ochi, așa și-l lăsăm. Acum, din tricotaj, din partea aceasta a tălpii, primul spicușor, vom lua forma noi ochiuri și le vom începe a tricota pe față. Acum vă arăt o metodă și mai ușoară. Cu andrică prindem toate ochiurile. Luăm absolut toate ochiurile din tricotaj posibile și, desigur, numărul ochiurilor formate să fie egal cu numărul de ochiuri de la prima talpă. Deci, am luat ochiuri și le tricotăm pe față.
toate ochiurile le vom împărți pe 4 andreele pentru a fi mai ușor la tricotat. După ce am luat noi ochiuri din marginea tălpii, le-am tricotat pe față, mai tricotăm circular 5 rânduri. Astfel vom avea înălțimea 2,5 cm, 3. Aceste 5 rânduri le vom tricota doar pe față. Am tricotat aceste 5 rânduri, aproximativ 2,5 cm, 3. Pentru tricotajul acestui spicușor, nouă ne trebuiesc 10 ochiuri. De la început, 8. Acum ne orientăm unde e mijlocul. Aici, deci 1, 2, 3, 4, 5, 8 ochiuri le punem. Pentru tricotajul acestui spicușor, vom încrucișa primele 4 ochiuri. Apoi vom încrucișa următoarele 4 ochiuri. Deci încrucișăm aceste 4 ochiuri. Astfel ca acestea două le mutăm aici. Pentru aceasta le scoatem pe toate 4. Acestea două în spate le luăm primele pe Andrica și acestea din față le punem în față. Tricotăm pe față toate aceste ochiuri. Le tricotăm mai slăbuți. 1. Următoarele le încrucișăm invers. Aceste două ochiuri, 1, 2, le mutăm aici. Scoatem, luăm primele două în față și următoarele două. Tricotăm aceste 4 ochiuri pe față. Întoarcem. A doilea rând. Tricotăm 8 ochiuri pe dos. Și facem o scădere pe dos. Din două ochiuri tricotăm 1. Al treilea rând. Primul ochi nu se tricotează. 8 pe față.
și scădem un ochi pe față. Din două vom tricota unul. Al treilea rând. Primul ochi nu se tricotează. 8 ochiuri pe dos. Scădem un ochi pe dos. Următorul rând. Al cincilea. Vom încrucișa. Începem. Primul ochi nu-l tricotăm. Patru le încrucișăm. Două, aceste două ochiuri, aici le punem. Și le tricotăm pe față. Următoarele patru ochiuri le încrucișăm, aceste două, le punem în față după aceste două. Le tricotăm pe față. Și din două facem o scădere. Rândul 6. Primul ochi nu tricotăm. 8 pe dos. O scădere pe dos. Următorul. Rândul 7.
un ochi netricotat, 8 pe față, 1 scădere pe față. Rândul 8 din tricotaj. Primul ochi nu tricotăm. 8 pe dos. Le tricotăm cât mai liber posibil. Și o scădere pe dos. Deci, începând cu rândul 5, 6, 7, 8, se va repeta. Vom tricota aceste 4 rânduri încă de 3 ori. Partea aceasta. Dacă dorim să fie mai deschis papucul, vom tricota încă de 1-2 ori. Apoi vom face acest rotund. Acum vom încrucișa. Invers doar că. Primul ochi netricotat. Încrucișăm aceste 4 ochiuri, aceste 2 deasupra aici. Tricotăm aceste 4 ochiuri, primele 2 pe dos, următoarele 2 pe față. Următoarele 2 le încrucișăm invers, acestea 2 deasupra aici, în față. Primele 2 tricotate pe față. Celelalte 2 pe dos. Cădere pe față. Ne întoarcem. Primul ochi nu se tricotează, 2 pe față. Patru pe dos. Două pe față. Scădere pe dos. Următorul rând. Primul nu tricotăm. 2 pe dos. Încrucișăm aceste 2 ochiuri. Primul tricotăm pe dos.
al doilea pe față. Aceste două ochiuri aici, în față. Primul tricotăm pe față. 3 pe dos. Scădere pe față. Următorul rând. Primul nu se tricotează. 3 pe față. 2 pe dos. Trei pe față. Și o scădere pe dos. Acum vom tricota circular două rânduri, două cercuri pe față. Am tricotat deja și două rânduri pe față circular. Acum vom tricota bată dublă, 4 rânduri. Deci, primul rând se tricotează în felul următor. Primul ochi pe față. Al doilea, netricotat cu firul de ață în față. Față. Netricotat cu firul de ață în față. Astfel tricotăm primul rând din bată dublă. Al doilea rând din bată dublă. Deci îl tricotăm în felul următor. Primul ochi e pe față din rândul precedent. Îl luăm netricotat cu firul de ață în spate. Al doilea ochi îl tricotăm pe dos. Tot așa, tot rândul. Primul ochi netricotat cu firul de ață în spate. Dos. Netricotat firul de ață în spate. Dos. Netricotat. Dos. Netricotat. Firul de ață în spate. Dos. După ce finisăm al doilea rând, repetăm primul și al doilea rând. S-a tricotat deja bată dublă, aici sunt pe față și aici tot pe față. Și deci, ultimul pas, închidem toate ochiurile pe față. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. O zi bună. La revedere.